Dar pentru că vă am pe amândoi acum aici, am să vă rog să-mi spuneți, fiecare în parte, care sunt regulile de bază pe care ar trebui să le respecte orice bărbat, fie că este, uite, antreprenor sau politician ca Ilan sau pur și simplu din orice alt domeniu. Care sunt regulile? Așa, 5. Uite, fiecare să zică 5 reguli de bază. În primul rând, ar trebui să se îmbrace în funcție de aspectul fizic, și asta înseamnă cromatică și tot pachetul. Așa. Stil personal, și aici incluzi ce vrei să comunici și absolut tot despre tine, da? Deci sunt niște reguli, de aici se pleacă. Nu plecăm de la purtăm costumele mari pentru că ne ducem la birou. Nu. Aha. Purtăm ce ne stă bine, purtăm ce se potrivește cu felul nostru de a fi. Ne creăm un stil cu totul și în el este inclus și stilul vestimentar. Pentru că degeaba tu alergi în jur, ții mâinile în șold, mănânci semințe și ești îmbrăcat în cel mai frumos costum. Așa. E zero. Deci mai bine nu. Din contră, arată foarte rău pentru că aceste contraste fac să se vadă și mai tare faptul că de fapt nu ești foarte educat, de exemplu. Da, corect. Și atunci ne îmbrăcăm în funcție de toate acestea. După aceea, spuneai că, uite, politician, antreprenor, ne îmbrăcăm în funcție de ce facem. Preocupări, profesie, hobby-uri, societatea în care suntem, pentru că e foarte important unde acționăm, în ce societate suntem. Ești într-un mediu unde oamenii sunt foarte eleganți, trebuie să te adaptezi un pic și, bineînțeles, toate acestea personalizate, raportate la tine. Adică trebuie întotdeauna să punem amprenta pe ceva ca să ni se potrivească. Nu poți să împrumuți stilul lui David Beckham sau al acestui domn superb astăzi cu noi. Am împrumutat pur și simplu stilul lui și m-am arăt perfect. Nu, aha, niciodată. E foarte important ca să dea un pic de, nu știu, să aibă legătură cu tine. Dacă eu am să port o rachetă de tenis, având în vedere că n-am nicio legătură, e un pic ok. Am înțeles, poate ești fan Simona Halep sau nu știu, știi? Trebuie ceea ce porți să aibă legătură cu hobby-urile tale. De cu... fapt. Da, exact. Dar trebuie ce? Să-ți dorești să fii autentic, nu-i așa, Ilan? E pentru important că... să fii autentic. Nu? Eu cred că nu există două persoane la fel. Adică chiar dacă mai vedem la pe covorul roșu la Oscar că două vedete au aceeași rochie și una primește nota 9 și una nota 3, că n-a știut să o potrivească cu o, nu știu, cu o curea, cu un pantof, cu altceva. De principiu și când sunt două costumații fix la fel de la același brand care sunt purtate de două vedete, tot e totul diferit. Adică la modul ăsta, de ce cineva ar lua, așa zis, o notă mare și cineva o notă mică ca și stil. Dar atitudinea este. Da. Deci diferența o face atitudinea. Asta era a cincea condiție și a atitudinea. Exact. Deci ai punctat foarte bine, fix. Din punctul meu de vedere... Eu sunt o persoană care am fost întotdeauna preocupat de modul în care arăt, dar nu într-un mod superficial, adică nu vreau să se înțeleagă lucrul ăsta. Că e foarte... vorba de vanitate. Da, sau de... E vorba de faptul că îmi place să fiu în formă fizică, în primul rând. Eu consider că ca și bărbat, dar este valabil și pentru femei în proporție de 100%. Dacă ești în formă fizică impecabilă, aproape orice vine bine pe tine, indiferent de mai multe aspecte. Evident că atunci când nu mai ești în formă, trebuie să porți ceva care să-ți vină bine. Că mi s-a întâmplat și mie. Și eu cât am fost în politică, m-am îngrășat că stai până la 12 noaptea pe la minister, pe la guvern, mănânci când apuci, te apuci, mănânci la 2 noaptea, ți-e foame, mănânci... Stresul. Stres. Și acum sunt cu stres, adică am 3 copii acasă, am muncă, am nevastă, am familie, am obligații, am... Adică am stres ca și atunci, adică nu... Dar da, stresul gestionezi. Dar ca să contramandez acest stres, trebuie să am un stil de viață sănătos, fiindcă altfel o luăm razna. Și atunci, din punctul meu de vedere, stilul unei persoane este și ceva care este în permanentă schimbare. Eu nu mai mă îmbrac acum cum mă îmbrăcam 10 ani sau 15 ani. Nu mai gândesc la fel, am părul lung, îmi place altceva acum, mă adaptez. Eu, ca și persoană, sunt în permanentă schimbare. Anul trecut am decis că mă apuc de dietă și slăbesc și îmi revin în formă, am slăbit 14 kg. Pot să mă îmbrac acum cu blugi slim fit, de ăștia așa pe picior, ceea ce nu mai mă încăpeau anul trecut. Adică
Dar și anul trecut asta nu înseamnă că mă îmbrăcam neapărat urât. Evident, îmi luam niște haine care să mă avantajeze în postura în care eram atunci. Adică contează foarte mult să conștientizezi ce îți vine bine, exact ce te avantajează, cu cine te întâlnești și ce scop ai până la urmă de la acea întâlnire. Exact. Ce vrei să comunici? Ce vrei să comunici? Asta este întrebarea. Exact.